Continuăm să studiem din Cartea Sfântă, astăzi lecția Întrebările celor ce nu au inima curată. Într-una din lecțiile anterioare am vorbit despre întrebările celor ce nu înțeleg, dar cei cu inima lipsită de sinceritate sunt cei ce nu vor să înțeleagă, totuși ei întreabă. Trebuie să menționăm că oamenii, odată căzuți sub influența diavolului, au devenit perverși. Această realitate este atât de prezentă în jurul nostru. Iată ce constata Solomon, citind din Cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 29. Numai iată ce am găsit. Că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Șiretenii care se manifestă și în relație cu Dumnezeu, în plan religios. Lecția aceasta ne este dată ca să ne cercetăm și să ne gândim la David, omul cu inima curată, omul după inima lui Dumnezeu, care scria, citesc din Psalmul 17, că s-a ferit de așa ceva. Psalmul 17, versetele 1-3, Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechile rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute, să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Nu că nu avea greșeli. Voia să spună că nu era fals în ceea ce spunea, era sincer. Că ce mi-iese din gură, aceea și gândesc. De aceea psalmii lui sunt atât de valoroși, că el a fost un om sincer, transparent. Stările noastre le putem regăsi citind Cartea Psalmilor și ele sunt, toate acele cuvinte, acele rugăciuni, sunt un exemplu pentru noi, ca noi să ne rugăm cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și să nu ne prezentăm ca niște falși în fața lui Dumnezeu, care oricum vede și știe totul. Pe oamenii putem înșela. Astfel, soții se pot înșela între ei, copiii își pot minți părinții și societatea este plină de nesinceritate. De ce atâta spionaj și contraspionaj și tehnici de supraveghere, de monitorizare, pentru că oamenii nu sunt curați în inimă. Să ne amintim de un episod din Vechiul Testament, Cartea a doua a Împăraților, capitolul 10, când proaspătul întronat Iehu se întâlnește cu Ionadab, fiul lui Recab. Și evident că orice opoziție stârnea suspiciune și trebuia îndepărtată în acel moment pentru întărirea noii dinastii. Și scrie aici în versetul 15, plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab fiul lui Recab, care venea înaintea lui, l-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? O întrebare pe care dacă ne-am pune-o, oare n-am ispitit pe celălalt să mintă? Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Dacă un împărat și-a dorit să aibă oameni colaboratori sinceri, să știți că Dumnezeu nu se înconjoară de mișei și nu-i primește. Nici dacă se duce cineva la Dumnezeu și vrea să-l flateze, așa cum au încercat prietenii lui Iov, citim din Cartea sa, capitolul 13, să spună numai bine despre Dumnezeu și atunci când n-ar crede, Dumnezeu nu-l îndulcim cu acestea. Versetele 7-9 sunt cuvintele lui Iov. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-l apărați? Vreți să țineți cu el
și să faceți pe apărătorul lui Dumnezeu, dacă vă va cerceta, el vă va găsi oare bine? Sau vreți să-l înșelați cum înșelați pe un om? Și știți, în finalul cărții Iov, ei sunt declarați ca vinovați, pentru că nu au vorbit cu sinceritate, nu au vorbit cu dreptate. Dumnezeu nu îngăduie în jurul lui astfel de mișei, oricare ar fi motivația lor. Înțeleptul spunea în Proverbe, capitolul 29, versetul 12, cu referire la împărați, dar, cum spuneam, posibilitățile umane sunt limitate, însă în cazul lui Dumnezeu sunt absolute. Proverbe 29, cu 12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Cu siguranță Dumnezeu, care stăpânește, nu dă ascultare cuvintelor mincinoase. Asta ar încuraja răutatea, viclenia, și Dumnezeu nu o face. Vreau să observăm din Vechiul și Noul Testament câteva întrebări și răspunsuri, întrebări ale celor ce nu aveau inima curată și răspunsuri ale lui Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor. Urmând ca spre final să punctăm câteva principii, câteva concluzii. Isaia, capitolul 58. Aici avem întrebarea retorică a evreilor care nu vedeau sensul zilor de post. Citim de la versetul 2. În toate zilele mă întreabă, a zis Domnul prin profet, vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănire și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Și acum întrebarea, la ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chim sufletul dacă tu nu ți-i seamă de lucrul acesta? Îi puneau întrebarea și răspundeau totodată, cu aluzie la Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde, chiar în situația aceasta. Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, și îi descoperă concret, postiți ca să vă răciovărăiți, să vă certați, să vă bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Întreabă acum Dumnezeu, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și în continuare le explică ce ar trebui să facă ei în ziua postului, zi în care ar trebui să se decidă pentru o altă viață, să-și schimbe stilul de viață. Ceva asemănător, tot legat de post, întâlnim în cartea profetului Zaharia, capitolul 7, când mai târziu, sute de ani mai târziu, evrei vin și întreabă, rugându-se Domnului, scrie aici în versetul 2 și 3, și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștilor și pe proroci. Dar, de fapt, întrebarea voia să ajungă până la Dumnezeu. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânesc cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul Domnului oștilor mi-a vorbit astfel, spune-le, tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acest 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Cu alte cuvinte, nu păcatele voastre v-au dus în robie. Și acum veniți și întrebați, trebuie să postim mai departe, cum am făcut atâta vreme? Dumnezeu le spunea, nu ar fi trebuit să ajungeți să postiți în robie. Putea să rămâneți liniștit în țara voastră, să aveți sărbători de veselie, să aveți ce mânca și să vă bucurați. Dar ei întrebau în nesinceritate. Și de aici putem să înțelegem că există riscul de a veni înaintea Domnului și de a pune astfel de întrebări, Doamne, până când trebuie să mai sufăr? Doamne, tot să postez, tot să mă rog? Și vine întrebarea Dumnezeu, conținând și răspunsul în ea. Dar voi faceți ce v-am spus până acum? Dar nu cumva voi ați ajuns în starea aceasta? De aceea când întrebăm, să fim sinceri, să facem legătură cu trecutul, cu prezentul și să nu ne dăm drept alții. Cu Dumnezeu nu merge. Luăm un alt exemplu. Ieremia, capitolul 42.
Aici suntem în perioada imediată distrugerii Ierusalimului și Templului și evreii rămași în țară, după puciul lui Ismael, fiul lui Netania, prin care a fost omorât administratorul lăsat de babiloneni în țară, vor să plece în Egipt și întreabă pe Domnul, avându-l la îndemână pe prorocul Ieremia. Capitolul 42 ne prezintă întrebarea lor în versetul 2. Fie bine primit înaintea ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au rămas, căci erau mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum vezi tu însuși cu ochii. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Ieremia stă înaintea Domnului pentru ei. După câteva zile primește răspunsul și le spune foarte corect, foarte clar. Citesc de la versetul 19. Rămășiții ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Și insistă, băgați de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Problema este că, nefiind cu inima curată, n-au putut să accepte răspunsul. Pentru că scrie în capitolul următor, 43, când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spun. Ei au zis, minți! Nu Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui nu vă duceți în Egipt, ci Baruch, fiul lui Neria, te atâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor și să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Dar n-au învățat de la Zedechia și de la ceilalți care ajunsese robi în Babilon că neascultând de procul Ieremia au ajuns rău? Nu puteau să asculte, că n-aveau inima curată. Așa cum voi mă aminti mai târziu acest aspect. Dar atunci, de ce au întrebat? Oare ce cred oamenii aceștia care nu sunt sinceri când întreabă pe Domnul? De exemplu, un băiat sau o fată vine să întrebe pe Domnul să mă căsătoresc cu X, cu Y. Dar ei știu ce vor să facă și nu sunt gata să asculte. O să sucească mesajele, o să dea vina pe proroc. Dar culmea? Vin să întrebe. Sau să întrebe cineva, Doamne, mă las să mă duc din țară, că așa a fost întâmplarea atunci, așa cum oamenii pleacă, vin. Dar dacă ei vor să se ducă, până la urmă tot o să se ducă. Pentru că numai cei cu adevărat, cu inima curată, sunt gata să întrebe, cu sinceritate, și să fie gata să primească un răspuns. Dar să trecem în cartea profetului Maleahi, unde avem un set de întrebări al oamenilor reîntorși din robie după cei 70 de ani, după ce au mai stat în țară încă alți câțiva zeci de ani. Aici avem întrebările provocatoare ale poporului evreu aflat din nou pe drumul unei apostazii nerecunoscute. Ei erau porniți la rău, dar nu voiau să recunosc. Ei pretindeau că sunt în regulă, că sunt religioși. Haideți să observăm întrebările lor și răspunsurile Domnului. Prima întrebare, 1 cu 2. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Observați? Și Dumnezeu le răspunde. Adică ei n-au văzut că Cir le-a dat prin edictul său dreptul de a-și rezidi cetatea, de a se reîntoarce în locurile de origine. Și Domnul răspunde, versetul 2 în continuare, nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și asta s-a dovedit, o ia Dumnezeu cu istoria de la început, de la binecuvântarea care a îngăduit să ajungă peste Iacov, de la purtarea de grijă pentru părintele națiunilor. Apoi, se referă la prezent, versetul 4, și dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vor dedica iarăși dărâmăturile, așa vorbea și Domnul să zidească ei, că
căci eu voi surpa, se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Dar ei nu recunoșteau aceasta. Și pot să fie între noi oameni care să spună, nesincer fiind, Doamne, dar ce dovadă este că ai fost bun cu noi? Chiar nu găsim motive? O a doua întrebare, versetul 7. Versetul 6. Ziceau ei, fiindcă Domnul îi mustră, că ne socoteau numele Său, cu ce am nesocotit noi numele Tău? Adică nu recunoșteau faptul că la slujbe nu tratau cu respect numele Domnului și nu respectau legea, cerințele procedurale ale jertfelor, Leviticul. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, și din nou apare o întrebare, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis masa Domnului este disprețuit și în continuare le dă exemplu că aduc vite care nu sunt întregi, aveau cusuri și știți, legea interzicea aceasta, și le dă un exemplu, poți să faci cadou unui demnitar, dar Dumnezeu care e mai mare decât toți domnitorii de pe pământ, poate să le primească din mâna voastră. Și în finalul 14 le spune, blestemat să fie înșelătorul. Nu că n-aveau și o vită sănătoasă, dar ziceau ei, la templu, merge orice, dă-i pace. Că asta nu e bună să o mai ținem în turma noastră, că nu dă o producție bună, ne scăpăm de datoria la Domnul cu asta. Oare noi cum facem? Când dăm ceva Domnului, nu cumva cădem și noi în ispită la aceeași safiră, uite, asta am dat, uite aici, fraților. Azi am primit banii și am adus. Uite ce am dat. Dar Dumnezeu ne vede. Și culmea este că am putea să ne cerem iertare, dar ei nu recunoșteau aceasta și puneau aceste întrebări impertinente. Starea lor s-a dovedit foarte vinovată și din ceea ce citim în continuare. S-a răsfrânt și în viața de familie și acolo erau neserioși, erau nesinceri, că cine nu-i sincer cu Dumnezeu, nu-i sincer nici cu nevasta și așa mai departe. Și scrie în capitolul 2, versetul 14, după ce Dumnezeu le spune în versetele anterioare că nu primește darul din mâna lor, nu colaborează cu ei. Și dacă întrebați, pentru ce? Adică de ce Dumnezeu nu ne acceptă? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășul și nevasta o care a încheiat legământ. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Adică să nu pretindem, Doamne, noi te iubim și venim și acum îți aducem rodul buzurilor noastre, cum e scris, Doamne? Auzim uneori și în rugăciune astfel de declarații fariseice. Să te audă Domnul numai dacă te audă Doamna? Atunci ar trebui să-ți aduci aminte de versetul din 1 Ioan, capitolul 4. Cum poți iubi pe Dumnezeu care nu-L vezi? Dar îi spui asta în rugăciune. Și nu-L iubești pe aproapele tău. Ori în cazul acesta, cei din familie ne sunt cei mai apropiați. Și Dumnezeu nu acceptă acestea. De aceea spunea Domnul și în Matei 5, când mergi cu darul la altar, nu fi fariseu. Spune, Doamne, uite ce ți-am adus. Du-te, plătește-ți datoriile întâi. Împacă-te cu ceilalți și apoi vii și stăm de vorbă și noi. Ei continuau cu întrebările lor. Versetul 17 conține o altă întrebare. Pentru că ei ziceau, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Și în vremea noastră întâlnim din nou astfel de replici. Numai voi sunteți buni sau Dumnezeu este bun, iart, asta fie cel mai mare rău. Dar inima lor oare sunt sinceri cei care vorbesc așa? Unde este dar Dumnezeul dreptății? Cu ce l-am obosit? Am întâlnit situații, chiar când Dumnezeu a avut un mesaj profetic pentru unii, mai mustrător. Frate, eu nu sunt vinovat. Cu ce am păcătuit eu? Cum? Auzi, fii sincer, că Dumnezeu te vede.
Răspunsurile divine evidențiau înșelătoriile lor și dovedeau vinovăția lor. Trecem în capitolul 3, domeniul material. Versetul 7. Din vremea părinților voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Noi suntem pocăiți. Și Dumnezeu le spune din nou, foarte concret, la obiect. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Pentru că nu putem înșela pe Dumnezeu așa cum aminteam de Anania și Safira sau alte situații. Că nu ne-a numărat nimeni banii, ne putem ascunde de oameni, dar Dumnezeu ne cunoaște. Și lista continuă, versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și m-a întrebat, ce am spus noi împotriva ta? Zilele trecute încercam să potolesc pe un frate care spunea, Dumnezeu n-aude, n-ascultă, cum e cap rocii lui Bal? Îmi venea să-i pun palma în gură, mă umle, nu mai vorbi, măi! Oameni care ajung revoltător să pun astfel de întrebări. De ce nu m-a ascultat Dumnezeu? De ce nu mi-a venit în ajutor? Cuvinte aspre la adresa lui Dumnezeu. Textul continuă cu răspunsul Domnului. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncii lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Chiar umblaseră așa? Nu. Dacă ar fi umblat așa, Domnul ar fi răspuns. N-ar fi ajuns în acele situații sau dacă i-ar fi îngăduit Domnul, la momentul potrivit le-ar fi venit în ajutor. Dar ei nu erau cu inima curată și puneau aceste întrebări vinovate, care făceau ca starea lor să fie mai deosândit înaintea lui Dumnezeu. Și cum spuneam de la începutul acestor lecții, cu Dumnezeu nu putem vorbi ca și cu oamenii. Dumnezeu nu e un polițist care dacă observăm că nu are camera video, dovedește-mi că am trecut peste linia continuă. N-ai cu ce dovedi. Că noi știm că nu ne-a filmat, dar Dumnezeu ne filmează. Și n-avem cum să-L înșelăm. Din Noul Testament vreau să ne amintim de întrebările pe care le puneau oamenii Domnului Iisus. Și știți că Domnul știa ce este în ei. Să ne oprim la Evanghelie după Matei, capitolul 22. Saducheii, partidul religios aflat la conducere, capitolul 22, versetul 23. În aceea zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, i-au pus următoarea întrebare. Știți de ce le convenea lor să spună că nu este înviere? Printre altele, cum spuneam, ei erau partidul conducător, pentru ei aici era raiul. Deci nu s-ar fi bucurat să audă de judecata de apoi. Ei erau deosândit. Aici ei făceau legea. Și cred ei că Scriptura nu este corectă și învățătura Domnului nu este bună. Oare chiar credeau așa? S-au încercat doar să justifice atitudinea, teoriile, poziția lor. Învățătorile și vin ei cu o imagine ipotetică sau poate reală, nu știu, cu o femeie care a ajuns să fie pe rând nevasta a 7 frați și spuneau ei, este irațional așa ceva, în împărăția lui Dumnezeu se vor certa care să o aibă de nevastă. Și Domnul, iată că le răspunde, deși nu erau sinceri. Citesc versetul 29, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Adică Scripturile nu intră în conflict cu ele însele. Scriptura este toată dictată de Dumnezeu și ca un puzzle care, deși nu vedem de unde se pune piesa, își are locul ei.
Versetul 4, când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, acum vin ceilalți care se credeau mai deștepți, erau în opoziție cu primii. S-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, observați, nesinceritatea. I-a pus întrebarea următoare, învățătorului, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul îi răspunde. Acum trece Domnul în postura de a pune întrebări, 41, și i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos, al cui fiu este? Al lui David, au răspuns ei. Cum atunci David, fiind suflat de Duhul, numește Domn? Dacă, deci, este David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Pentru că nu erau sincerii, nu erau cu inima curată. Iată așadar câteva situații în care oamenii s-au permis să întrebe, sperând poate că îl vor înșela pe Dumnezeu, încercând să se justifice oare sub apăsarea, sub imboldul conștiinței? Să observăm câteva principii. În primul rând, după cum ați văzut și vă voi arăta și din alte referințe biblice, răspunsurile Domnului pentru cei ce nu sunt cu inima curată sunt potrivit cu realitatea, nu cu cuvintele gurilor. Deci Domnul nu răspunde întrebării care nu-i corect pus. Domnul răspunde realității. De aceea uneori când mergem înaintea Domnului și întrebăm, să ne așteptăm să primim un răspuns exact, tipologic, după întrebarea noastră. Domnul ne răspunde după realitatea noastră spirituală, potrivit cu ceea ce avem nevoie, potrivit cu ceea ce este în inima noastră. Să ne amintim de nevasta lui Roboam I, cartea 1 Împăraților, capitolul 14, care s-a dus la un proroc bătrân. Vedeți, așa gândesc oamenii pe Dumnezeu, ca un bătrân care știe, prezice, dar nu vede bine. Însă Dumnezeu îl înștiințase și scrie aici de la versetul 5, Domnul spusese lui Ahia, nevastele Roboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa, ea când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei în clipa când intra pe ușa, a zis, intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Cred că a început să tremure femeia. Poate s-o fi gândit și la bărbatul său, la împărat, care se credea puternic, așa atunci când a zis pentru acel proroc, întinde-ți mâna, nu s-a lecuit. Când a zis, prinde-ți-l și apoi a rămas cu mâna întinsă, știți, capitolul anterior. Oameni care cred că pot să-L inducă pe Dumnezeu în eroare. S-a întors acasă și a văzut cum s-a împlinit acel cuvânt aspru. Aspru n-a fost că a murit copilul, că acela a fost bun. Aspru a fost că a urmat Dumnezeu să-i extermine, să folosească mătura nimicirii pentru casa lor. Asta să fie soarta celor care cred că îl pot să înșela pe Dumnezeu? Dumnezeu, repet, răspunde potrivit realității, nu potrivit întrebării. Că întrebările pot să aibă lucruri ascunse. Să ne amintim un alt episod din Vechiul Testament, evrei merg la Samuel și cer un împărat. Samuel s-a rugat Domnului sincer cum era și Dumnezeu îi spune, îi descoperă adevărul, nu pe tine te leapădă. Întrebarea lor este cu subînțeles. Pe mine mă leapă, zice Domnul. Dar uite cum vom proceda. Du-te, citește-le din Deuteronom, drepturile împăratului. Și apoi adaugă-le ceva. Și spune Scriptura aici, în 1 Samuel, capitolul 8, un cuvânt care trebuie reținut, versetul 18. Și atunci, adică după ce le voi îndeplini cererea aceasta nesinceră, vor striga împotriva împăratului pe care îl veți alege, dar Domnul nu va asculta. Drept dovadă, ani în șir n-au scăpat de Saul. De ce? Pentru că atunci când l-au cerut, n-au fost cu inima sinceră. Ei voiau un împărat ca să se administreze, să se organizeze altfel. Nu le convenea sistemul teocratic existent în țară. Voiau să dea un împărat unul.
în sistemul existent, toate trebuiau să ajungă la marele preot, care sub coordonare divină și potrivit legii trebuia să îi îndrepte în ascultare de Dumnezeu. Dar împăratul s-a substituit acestei autorități teocratice și s-a văzut apoi ce s-a întâmplat de aici. Nu degeaba scrie apoi în profetul Osea 13:11, v-am dat un împărat în mânia mea. Dar ei au întrebat pe Domnul. Și a fost o descoperire pentru Saul și a fost tragere la sorți. Apropo de ce vă spuneam înainte, mergi și vrei să te căsătorești sau vrei să faci o afacere, dar nu pui întrebarea corect, nu ești cu inima sinceră, Doamne, vreau să fac voia Ta și numai pe a Ta. Poți să tragi la sorți, îți poate Domnul vorbi, numai vei vedea în urmă ce se va întâmpla. S-ar putea Dumnezeu să-ți îngăduie o rătăcire, pentru că nu ai întrebat cu inima sinceră, să fii indus în eroare. Dumnezeu să coordoneze lucrurile în așa fel încât să te lase să ajungi unde te-ai pornit, dar să fie rău. Poate Dumnezeu să îngăduie asta? Da. Cu cel bun Dumnezeu este bun, cu cel mișel se poartă după mișelia Lui. Poate cea mai puternică dovadă este ceea ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și asta țineți minte că nu istorie, asta e profeție. Asta urmează. Și nu privește doar o categorie, doar un popor, ci ne privește pe noi toți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aici scrie despre lepădare de credință, asta înseamnă nesinceritate, pierderea inimii curate. Știți cum se pierde credința? Credința, împreună cu inima curată, cugetul bun, credința neprefăcută, cuget bun, inima curată, astea toate duc la bine. Se pierd acestea, omul nu-i cu inima curată, poate să întrebe, poate să se roage, Doamne, ce trebuie să facem în viitor? Ce plan ai pentru noi? Și Dumnezeu poate să dea un răspuns care să permită o interpretare eronată. Pentru că scrie în continuare aici, și de la versetul 9, arătarea acelui om al fără de lege va fi prin puterea Satanei, versetul 10, folosind toate amăjirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Iată că Dumnezeu, care cunoaște realitatea din inimă, răspunde nu după întrebare, ci după realitate, poate să-ți dea un răspuns care să te doară, să fii indus în eroare, că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, slăvit să-i fie numele. Așa că e un risc pentru oameni să întrebe când nu sunt cu inima curată. Un mare risc. Vreau totuși să observăm din Scripturi că, știți, pe lângă asprime, Dumnezeu are și bunătate. Când Dumnezeu se lasă să fie întrebat, are în vedere uneori îndurarea Lui și nu starea de moment a acelei inimi care nu-i sinceră, ci se gândește cu bunăvoință la viitor. Totuși, ca să nu dăm o șansă celor ce cred că se poate și așa, vom vedea că deși Dumnezeu poate să dea un răspuns bun, nu se duc în rătăcire neapărat, tot numai cei cu inima curată vor pricepe. Deci răspunsul bun al Domnului va putea fi primit numai în condiția în care omul se pocăiește. Pentru că nu sunt decât aceste două variante, e ușor de ținut minte. La cei ce nu sunt cu inima curată, Dumnezeu poate să le dea un răspuns după inima lor și să-i ducă în rătăcire, sau poate să le dea un răspuns bun, corect, salvator, dar dacă ei nu schimbă atitudinea inimii, ei nu-l vor putea înțelege. Și tot în rătăcire vor merge. Ne întoarcem acum la cazul din Ieremia. Citesc capitolul 42, de la versetul 20. Sunt cuvintele prorocului care le-a zis: că-și vă înșela singuri. Ce înseamnă să te înșeli singur? Să ai răspunsul, să știi, dar tu singur să greșești.
Dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru zicând, mijlocește pentru noi, fă-ne cunoscutul ce-ți va spune și vom face. Eu v-am spus asta, dar voi n-ascultați. De aceea să știți că veți muri dacă vă veți duce să locuiți în Egipt. Dar de ce n-au putut să asculte? Scrie în capitolul 44 de ce n-au putut. Citim de la versetul 2. Domnule, ați văzut ce s-a întâmplat, scurtez eu textul, cu părinții voștri. Și acum le vorbește potrivit cu situația lor. Versetul 9. Ați uitat nelegiurile părinților voștri. Versetul 16. Nu, nu te vom asculta în nimic din ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume, să aducem tămâie împărăteseii cerurilor, să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri. Și ascultați cum se înșelau singuri, ce le-a spus prorocul. Așa credeau ei, atunci aveam pâine și ne săturam și eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Diavolul i-a înșelat făcându-i să calculeze ce s-a întâmplat în primii ani când au început să păcătuiască. Că Dumnezeu e îndelung răbdător și nu lovește de la început. Ei nu s-au uitat la finalul generației care n-a ascultat. A zis, noi când am început să slujim la idol, încă ne-a mers bine câțiva ani. Înseamnă că se poate și acum să mai încercăm tot să fim idolatri și să ne fie bine. Pentru că, repet, ei priveau doar prima parte a acelei perioade, nu perioada a doua în care Dumnezeu i-a pedepsit. Și iată că n-au putut să asculte. Pentru că ceea ce spunea Domnul trebuie să sune clar în urechile noastre. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu și care nu sunt cu inima curată, nu vor vedea nici căile lui Dumnezeu, nici dacă le arată. Pentru că Dumnezeu ori le pune indicatorul greșit că ei au pus întrebarea greșit, ori că și dacă le arată că e bun, dacă ei nu se pocăiesc, tot greșit vor merge. Să citim și din Psalmul 78, unde Dumnezeu vorbește despre istoria evreilor. De la versetul 8, un sfat pentru generația care vine, să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim înargat și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui. Și nevoind au eșuat. Vreau să vă dau și un exemplu din Biblie, Genesa 20, și să observăm că dacă cineva greșește, dar cu inima curată, Dumnezeu nu îl lasă, îl luminează. Genesa 20 ne-l prezintă pe Abimelec, care în slăbiciunea lui, în accepțiunea poligamiei de atunci, și-a aruncat privirea și a mai vrut o nevastă în postura Sarei. Dumnezeu însă nu putea să tolereze aceasta pentru că era exact în perioada în care promisese pe Isaac, la anul pe vremea asta, vei avea un fiu și vă dați seama ce s-ar fi întâmplat ca ea să ajungă soția lui Abimelec. Și scrie aici, citim în versetul 6, Dumnezeu a zis în vis, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea, iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Observați? Era gata să greșească, dar pentru că avea inima curată, Dumnezeu nu l-a lăsat. Și vreau să observăm care sunt avantajele inimii curate și să evităm viclenia, fățărnicia, acest aluat fariseic toată viața noastră. Vă citesc câteva avantaje ale inimii curate. Iov 33:3. Spunea Elihu, care a fost sincer, nu ca ceilalți trei prieteni al lui Iov. Cu curăție de inimă voi vorbi. Buzele mele vor spune adevărul curat. Și n-a avut parte de mustrare în final. A putut să vorbească. Cu curăție de inimă te poți exprima. Și Dumnezeu nu te ia la rost.
Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă încă nu pricepi, dar măcar să fii curat la suflet. În primul rând, Dumnezeu promite ocrotire și salvarea celor ce sunt cu inima curată. Și aici David poate exemplu cel mai la îndemână. Dumnezeu l-a ocrotit, știți prin câte război a trecut, cum a fost urmărit, dar el se ruga cu inima curată. N-avea răutate în inimă. Iată câteva versete din Psalm, Psalmul 7:10. Sunt cuvintele lui. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 11:2. Iată că cerei și încordează arcul și potrivește săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Dar săgeata nu se atinge ținta. Și tot dintr-un psalm, anonim de data aceasta, 94, mai citim, versetul 15, ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi o bună, adică oamenii care socotesc că Dumnezeu n-a procedat corect, s-ar putea inima lor să nu fie curată. Dar cei cu inima curată vor spune, Dumnezeu a procedat bine. Pentru că Dumnezeu mântuiește pe cei cu inima curată. Cel verset din 1 Timotei, capitolul 1, ar trebui să fie o piatră de căpătâi a gândirii noastre, 1 Timotei 1:5. Un verset de aur al sufletului nostru, ținta poruncii este dragoste. Ce înseamnă asta? Ținta poruncii este dragoste. Adică Dumnezeu vrea să dobândim un caracter ca al Lui. Dumnezeu este dragoste. Acolo vrea să ne ducă, la desăvârșire, la asemănarea cu El. Dar cum se poate ajunge acolo? Având în primul rând o inimă curată. Deci punctul de pornire pe direcția cea bună. Un cuget bun, asta înseamnă să păstrezi direcția bună, o credință neprefăcută. Asta înseamnă să nu te oprești, să continui. Cu aceste ingrediente sfinte, întotdeauna aluatul e curat. Că știți, în Biblie există referințe despre un aluat curat, extinderea împărăției, dar în același timp despre un aluat vinovat care să afecteze totul. Vă mai dau aici și exemplul lui Caleb. Știți de ce el a rămas și la bătrânețe era puternic? Și a ajuns să moștenească ceea ce a văzut, ceea ce Dumnezeu le-a făgăduit. A avut același secret. Descris în cartea Iosua, capitolul 14, de la versetul 6. Și amintea el la bătrâneți, ce frumos ar fi peste ani să ne amintim vorbind așa cu nevasta, cu copiii, cu frățietate. Să nu fie nevoie să ne confesăm pe ascuns că avem pagini care n-am vrea să fie descoperite. Iosua 14, de la versetul 7, citesc, era în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Da. Dumnezeu iubește pe cei ce au inima curată, slăvit să-i fie numele. Și binecuvântați sunt cei ce înțeleg aceasta. De aceea îi spune Pavel lui Timotei 2 Timotei 2:22, fugi de poftele tinereții și urmărește lucrurile sfinte, e o listă acolo. Și apare o mențiune în final, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Tinerilor, feriți-vă de prieteni care vedeți că sunt falși, perverși. Nu vă asociați să cântați cu ei, să vă împreteniți cu ei. Vă duc la rău. Inima curată trebuie să fie o condiție primordială în angajarea unei prietenii, cum am amintit cazul lui Iehu, care a zis către Ionadab, inima ți-e curată? Sui în car. Nu ești cu inima curată? Caută-ți altă căruță. Cu mine nu te asociezi. Pentru că asta face rău. Și Dumnezeu nu poate fi înșelat, dar noi riscăm să fim înșelați. Însă atunci când surprindem nesinceritatea, trebuie taxată. Printr-o mustrare competentă, ajutând oamenii să înțeleagă că în felul acesta nu vor merge departe, e cam povestea cu minciuna și cu ulciorul. Nu se poate.
nu se ajunge decât la eșec. Încheiem punctând că cei ce nu sunt curați la suflet comit cea mai mare eroare când cred că vor înșela pe Dumnezeu. A fost eroarea lui Simon Magul, Fapte 8, când i-a zis lui Petru și lui Ioan, oameni plini de Duhul Sfânt, dați-mi și mie puterea aceasta. Vreau să vă ajut. Vin cu voi la stăruință. Și zice Petru, banii tăi să piară împreună cu tine. Inima ta nu este curată. Dar n-a fost curată nici când a fost botezat, cred. A declarat că e în regulă. Te poți boteza fără să nu-ți fie inima curată? Da, dar se va descoperi asta. S-a temut apoi și a zis, rugați-vă pentru mine. I-a spus, Petru, pocăiește-te. Pentru că în mod normal pocăința ar trebui să scoată la iveală o inimă curată. Da? Așa scria Pavel în Galateni și asta trebuie să ne răsune în minte când avem de-a face cu Dumnezeu, Dumnezeu înfricoșat. Galateni, capitolul 6, de la versetul 7, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera semene nesinceritate. Să știi că n-ai încredere, nu poți avea bază în răspunsul ce crezi tu că a venit de la Domnul, că te duce pe direcția bună. S-ar putea să te ducă Domnul unde ți se cuvine. Cine seamănă în firea pământească va se cera din firea pământească. Cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viață veșnică. Ispita asta e legată de copii de mici. Am citit despre o fetiță căreia părinții au cumpărat toamna un bob și știți cum sunt copiii nerăbdători? A întrebat, când pot să-l folosesc? Mă dau pe zăpadă. Mai este până vine zăpada, trebuie să vină frigul, să înghețe florile și apoi se usucă și în urmă se pune fetița în pat. Spune, Doamne Iisuse, fă la noapte să vină o zăpadă așa de mare, să îngroape toate florile lui mama, să stea acolo până la primăvară. Și apoi când se așează pe pernice către sora ei, am zis așa numai ca să mă dau mâine cu bobul. Iată că și o fetiță își poate imagina cum ar putea să-L păcălească pe Dumnezeu o rugăciune, nu? Dar noi care suntem și mai diplomați, nu? Doamne, dacă mie îmi dai, să vezi ce o să dau. Cu părere de rău, poate. Dar cu Dumnezeu nu merge. Dumnezeu te taxează. De aceea, când venim înaintea Lui, să fim cu inima curată. Și dacă vă întrebați, dar de ce nu i-a pedepsit pe unii care știm că n-au fost cu inima curată? Pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și încă așteaptă să se pocăiască. Da, asta i-a zis și Petru la Simon, pocăiește, poate ai o șansă. De aceea Dumnezeu încă răspunde uneori, El consideră cu cine trebuie aplicat punctul A sau punctul B, rătăcire directă sau răspuns bun și rămâne de văzut cu oamenii îl vor aplica. Și încheiem cu o ultimă referință care evidențiază acest aspect, Psalmul 78, de la versetul 34. Și asta se vede foarte clar în istoria evreilor. Psalmul 78, versetele 34 la 38. Când îi lovea de moarte, îl căutau. Se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu Totputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui era altă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a adus deci aminte că nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. Adică dacă ar fi lovit de prima dată, n-ar mai fi avut altă șansă. Dar mai lăsat, poate se vor pocăi. Și Dumnezeu știe cât și cu fiecare își va arăta îndurarea. Fie mila Domnului peste noi. Milă mai întâi să ne dea pricepere să fim cu inima curată. Că în condiția aceasta vom vedea pe Dumnezeu, vom vedea răspuns de la Domnul când întrebăm, vom vedea drumul pe care trebuie să apucăm și în final vom ajunge să-L vedem pe El în Sfânta Lui Împărăție, așa cum este, slăvit să fie în veci.